Bine te-am găsit! Știu că-ți place să te joci, nu-i așa? Hai să ne jucăm împreună astăzi! Pentru început, urmărește cu atenție imaginile. Despre ce discută cei doi copii? Tu știi de ce magnetul decorativ se prinde de ușa frigiderului și nu stă prins pe ușa dulapului? Cred că știi răspunsul. Magnetul are capacitatea de a atrage obiecte din fier și de a se lipi de suprafețe metalice. Gândește-te unde ai văzut sau ai folosit magneți. Desigur că ți-amintești că la școală sau acasă ai folosit alfabetarul magnetic, tabla magnetică, magneți pentru a prinde diferite mesaje pe tablă, jocuri puzzle magnetice, magneți pentru închiderea ușilor de la dulap. Chiar unele huse pentru telefoane sunt cu magnet. Magneții au diferite forme și dimensiuni. Magnet bară, magnet potcoavă, magnet inel, magnet sub formă de bile, magnet disc sau alte forme. Magnetul atrage numai anumite materiale. Unele obiecte care sunt făcute din fier sau conțin fier sunt atrase de magneți. Ele se numesc magnetice. Să experimentăm. Materiale necesare. Magnet, diferite obiecte pe care le ai la îndemână, de exemplu, ac de siguranță, riglă, gumă de șters, pahar, ascuțitoare, foarfece, șurub, burete de bucătărie, piuneză, jucărie de pluș, fișă pentru înregistrarea observațiilor. Mod de lucru. Realizează pe caiet un tabel cu 3 coloane. Notează în prima coloană 10 obiecte pe care le ai la îndemână. În cea de-a doua coloană, scrie părerea ta înainte de a verifica dacă obiectul respectiv este sau nu atras de magnet. Realizează experimentul. Apropie magnetul de fiecare dintre obiectele pregătite și observă ce se întâmplă. Obiectul este magnetic sau nu este? Scrie în cea de-a treia coloană concluziile la care ai ajuns în urma experimentului. Folosește cuvintele da sau nu.